Praful de gândaci de frasin, scarabei de trandafir, bila de taur sau sângele de capră erau printre leacurile secolelor trecute în Transilvania. Ele erau folosite pe post de afrodisiace, ca presupuse tratamente împotriva turbării, pentru tratarea bolilor de ochi sau a celor digestive. Erau la mare căutare castoreumul, care se obținea din glandele castorilor, preferabil din zona Rusiei. Există excremente de hiraceum, o altă mică rozătoare. Există și lucruri mai obișnuite, precum coarne de cerb sau untură de porc, era baza pentru unguente. Așa că avem de toate, toată gama, și insecte, și animale locale sau aduse de departe, și de la specii marine. Oasele de sepie erau folosite ca supliment de calciu sau coagulant. Așa numiții ochi de rac, de fapt părți din scheletul crustaceelor, se foloseau împotriva hiperacidității gastrice. Unele, cel puțin parțial, funcționau. De exemplu, acest castoreum despre care vă spuneam, se pare că funcționa similar aspirinei. Din dieta castorilor, din scoarța de copac pe care o consumau, obțineau sau produceau salicinul. Deci semăna cu aspirina noastră. Expoziția temporară Animale Vindecătoare, ingrediente de origine animală în vechile farmacii transilvănene, este deschisă până în 30 iunie în cadrul colecției de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei. Acesta se află în clădirea în care a funcționat cea mai veche farmacie din Cluj.